Persoanele implicate în accidentul rutier din data de 1 august 2016 au fost transportate la spitalul de urgență din Satu Mare, iar în momentul de față, femeia de 46 de ani este la terapie intensivă cu fracturi costale și cu ruptură de ficat. Fiind intubată și sedată, va fi transportată în cursul zilei de miercuri la spitalul județean Baia Mare, la secția de chirurgie toracică. Bărbatul de 29 de ani se află internat la secția ortopedie, având fractură de coloană, zona lombară, la nivelul vertebrei L1. Bărbatul de 41 de ani și femeia de 41 de ani au fost transferați la Spitalul Județean Zalău. Femeia de 42 de ani și bărbatul de 44 de ani au fost tratați la spitalul din Satu Mare, însă nu a fost nevoie de spitalizarea lor.